Cred că suntem pregătiți să începem evenimentul de astăzi. Între timp, dacă se mai apropie cineva, sunt welcome la, în această sală. În primul rând, onorată asistență, doamnelor și domnilor, excelențe, vreau să vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a participa astăzi la ceremonia de semnare a protocolului de amendare a acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, care vine cu o noutate bună pentru exportatorii din Republica Moldova, pentru că anume prin acest protocol se prelungește liberalizarea totală a importului de produse moldovenești în UK. Împreună cu domnul ministru Dumitru Alaeba, dar avându-i în calitate de complici pe excelența sa, doamna Fern Hurin, ambasadoare a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Moldova și a echipei Departamentului de Afaceri și Comerț din Londra, ne-am propus să punem în valoare importanța acestei inițiative pentru businessul din Moldova și pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și de cooperare dintre țările noastre. Înainte să trecem la subiectele incluse în agenda, trebuie să anunț că aceasta a suferit câteva modificări. Din păcate, după anunțarea datei de 4 iulie pentru alegerile legislative, Parlamentul Britanic a fost dizolvat și domnul ministru nu va fi prezent astăzi online alături de noi. Dar doamna ambasadoare are mandatul în întregime să reprezinte partea UK. În continuare, trecem la agenda și ofer cu mare drag cuvântul domnului viceprim-ministru, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, domnului Dumitru Alaeba. Mulțumesc mult, Cristina, mulțumesc mult pentru acest efort să avem o conversație și să oferim vizibilitate acestui eveniment, care este în primul rând o mare oportunitate. Doamna ambasadoare Fern Hurin, stimați reprezentanți ai mass media, stimați jurnaliști, cei care ne urmăresc online și desigur că dragi antreprenori, știți foarte bine, una dintre principalele priorități ale Guvernului Republicii Moldova este dezvoltarea economică, să oferim țării noastre acel nivel de prosperitate pe care îl merită fiecare cetățean. Pentru asta promovăm o agendă de reforme extrem de mare, încărcată. Pentru asta suntem alături de antreprenori, oferindu-le acces la finanțare, acces la oportunități. Deschidem noi piețe și oferim noi piețe de desfacere antreprenorilor noștri, producătorilor noștri, și asta, ceea ce facem astăzi, este anume din această categorie, pentru că totul este și despre oportunități. Astăzi suntem aici pentru a prelungi acordul de liber schimb cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Un an în urmă, acesta a fost semnat pentru o perioadă de un an în care partenerii noștri au oferit produselor noastre acces facilitar și acces fără taxe pe piața Marii Britanii, o piață cu o putere de cumpărare foarte mare, cu 66 de milioane de consumatori. Și vorbim aici, în primul rând, de 7 produse agricole din țara noastră pentru o perioadă de 12 luni semnat anul trecut. Vorbim despre struguri de masă, mere, cireșe, prune, suc de struguri, roșii și usturoi. De asemenea, va fi eliminată plafonarea prețurilor de intrare și la alte produse agricole, precum castraveți, dovleci, pere, caise, piersici și, interesant, must. Mi s-au spus să nu
nu menționez asta, dar o să o menționez. Desigur că și astăzi semnăm prelungirea acestui acord pentru o perioadă de încă 5 ani, ceea ce înseamnă în primul rând oportunități pentru antreprenorii noștri. În doar un an de când a fost semnat acest acord, am văzut o dinamică extrem de rapidă. Exportul de prune în Marea Britanie a crescut de 11 ori într-un singur an. S-a dublat exportul de struguri de masă. Pentru prima dată am exportat cireșe, mere și asta încă o dată într-un singur an. Imaginați-vă ce putem face împreună, ce pot face antreprenorii noștri în următorii 5 ani, având această previzibilitate și având acest orizont. Prin accesul facilitat la această piață, avem șansa de a ne promova produsele și serviciile la nivel internațional, de a atrage, desigur, că și investiții străine, pentru că asta este și un semnal pentru investitori să investească în Republica Moldova și să, încă o dată, să creștem economia, să putem să oferim oamenilor noștri un loc de muncă bine plătit, decent plătit aici acasă, oferind antreprenorilor oportunități ca să se dezvolte, să spunem direct, să facă bani, să facă o afacere de succes din care să câștige toți. Suntem alături anume pentru a-i ajuta pe fiecare să se concentreze pe calitate, să se concentreze pe marketarea produselor lor și să nu mai avem niciodată acea problemă de care ne amintim doar câțiva ani în urmă, în care fermierii noștri loviți de un următor embargo din partea Federației Ruse rămâneau cu produsele pe deal și ne amintim foarte bine aceste imagini triste în presă, în care a venit toamna și din nou avem aceeași problemă. Această problemă trebuie să rămână în istorie. Pentru asta ne concentrăm să ajutăm fiecare din antreprenorii noștri să cucerească noi piețe, să se concentreze pe calitate, să producem ceea ce știm mai bine, să facem asta bine și desigur că să atragem și investiții străine. Marea Britanie este unul din principalii investitori în Republica Moldova, este pe locul 8 după numărul de investitori și sunt sigur că putem mai bine și trebuie să facem totul ca să atragem și mai mulți investitori pe piața Republicii Moldova și un apel către antreprenori, dragi antreprenori, suntem alături prin reforme ca să vă ajute să vă creeze spațiu liber pentru dezvoltare. Suntem alături prin acces la finanțare și lansăm noi produse în care să puteți să accesați fonduri de dezvoltare și desigur că suntem alături în a vă susține să vă și vindeți produsele, să faceți o afacere de succes, pentru că încă o dată din asta câștigă toți. O economie dezvoltată înseamnă încrederea în ziua de mâine, înseamnă încrederea în forțele proprii și să ne mândrim cu cei care muncesc în țara noastră și cei care produc calitate și valoare. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru, și în continuare îi ofer cu mare drag cuvântul excelenței sale, doamnei Fern Hărin, ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova. Mulțumesc! Mulțumesc, Cristina, și vă mulțumesc, domnul ministru, pentru aceste cuvinte. Sunt încântată să mă aflu astăzi aici pentru a semna acordul de liberalizare a tarifelor pentru mărfurile moldovenești exportate în Regatul Unit pentru încă 5 ani. Și cu permisiunea dumneavoastră, voi continua în limba engleză. This event is another significant step in our ever deepening and ever stronger relationship.
It follows two foreign secretary visits to Moldova in 2023, and prime minister's visit to attend the European Political Community Summit last June. And last month, we hosted Deputy Prime Minister Mihai Popșoi in London for our third strategic dialogue, where we discussed how the UK and Moldova can develop and reinforce our relationship in a range of key sectors. And I'm very pleased that our trade relationship is also growing. In 2023, total trade between our countries amounted to 1.5 billion. And pleased to hear that we're number 8 in the investors. I think we can move that up. And I know that with the Deputy Prime Minister, we want to increase all of those numbers in the right direction. The UK's unprecedented offer to extend liberalisation on imports of Moldovan goods for an additional 5 years under our free trade agreement is great news for Moldovan businesses. Great news for farmers, creating opportunities to grow, creating opportunities to export products such as tomato, garlic, apple, plums, and cherries to the UK, and vitally creating better paid jobs here in Moldova. I'm particularly delighted that we've already seen an increase in imports from Moldova in some of those liberalised products, as the Minister was saying, such as delicious Moldovan cherries, with imports rapidly increasing over the course of 2023 compared to 2022. This is great news and a core aim of the liberalisation agreement. The agreement also provides a greater period of certainty for businesses, as well as being a clear demonstration of our continued support and commitment to Moldova over the long term and our support for economic security across the region. And I want at this point to underline the UK's unwavering commitment to support Moldova's economic resilience in the face of Russia's illegal invasion of Ukraine. And we all know what disproportionate impact that had on this country, from economic to energy to social. And I pay tribute to Moldova for its hospitable hosting of Ukrainian refugees. A key element of our steadfast support for the people of Moldova is the fact that our UK aid support to Moldova is now at about £30 million, helping this country and the people strengthen its defences against cyber attacks, to combat disinformation, reform the economic institutions, build a stronger economy, and help support defence and security reforms. This landmark moment signals to the world that we continue to stand by Moldova at this time of Russian aggression. We are your friend and a very willing partner. I know it's taken many weeks of hard work to get to today's signing ceremony, and therefore my thanks to all of those involved, to all of our colleagues, both here in Moldova and the UK. And so, Deputy Prime Minister, may I suggest we go and sign that piece of paper? Thank you. Vă mulțumesc. thank you, Madam Ambassador. It was really good to hear so warm words, and we do believe that you are one of our best partners in trade, in economy, in what we are doing now in our regional context, so thank you very much for that. And I will ask you to take a seat. Deci, pentru a exprima angajamentul părților într-o dezvoltare a parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și UK, prin formalizarea inițiativei de prelungire a liberalizării importurilor moldovenești, invit semnatarii, domnul ministru și doamna ambasadoare, pentru ceremonie de semnare.
Astăzi, 23 mai 2024, la Chișinău, are loc semnarea protocolului de amendare între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în vederea prelungirii acordului de amendare numărul 1 între Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii de Nord și Irlandei de Nord pentru amendarea acordului de parteneriat strategic. Din partea Republicii Moldova, semnatar, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, domnul Dumitru Alaiba, din partea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, excelența sa, doamna ambasadoare Fern Hărin. Poftim! Vă mulțumim foarte mult pentru această parte oficială. Și având în vedere că ne-am propus să avem și o sesiune informativă referitor la posibilitățile și oportunitățile acordate de acordul de parteneriat strategic, din câte ați observat din agenda noastră, o să avem și intervenții din partea celor exportatori care au reușit să ajungă pe piața UK și o să facem și o prezentare cu privire la ce înseamnă acest acord între Republica Moldova și UK. Vă mulțumesc încă o dată pentru această parte oficială și o să trecem la prezentarea acordului de liber schimb dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau acordul de parteneriat strategic și cooperare, comerț și cooperare. Și o să încep cu un scurt istoric, având în vedere că din 2015 până în 2020 Republica Moldova de fapt a avut la fel regim de liber schimb cu UK-ul, doar că în baza acordului de CFTA, adică acordului cu UE, începând cu anul 2021, ne-am grăbit și am fost foarte insistenți să avem acel acord bilateral după Brexit și în 2021 a intrat în vigoare, și s-a aplicat la început provizoriu acordul de parteneriat strategic și comerț și cooperare bilateral. Acordul, de fapt, este o replică a acordului DCFTA sau acordului de asociere și conține mai multe elemente, deci este un acord comprehensiv, conține comerțul cu bunuri și servicii, investițiile, drepturile de proprietate intelectuală, concurența, achizițiile publice, comerțul și dezvoltarea durabilă, comerțul electronic și un set de reguli de origine care sunt cunoscute pentru producătorii și exportatorii noștri, setul de origine preferențiale pan-euro-mediteraniene. La moment, cumulul diagonal sau cumularea originii mărfurilor nu este aplicată în egală măsură ca și cu țările Uniunii Europene, dar pe această dimensiune lucrăm cu partenerii noștri din Ministerul Comerțului din UK și sperăm că în toamnă, când va avea loc Comitetul pe Comerț în cadrul acestui acord, vom avea un rezultat pozitiv și în vederea aplicării acestui cumul de origine. Dacă este să ne uităm la evoluția comercială sau evoluția schimburilor comerciale dintre Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii, pe parcursul anului 2023, Marea Britanie s-a clasat pe locul 19 printre partenerii comerciale ai Republicii Moldova. Valoarea comerțului exterior, dar a fost deja menționată și mai devreme de antevorbitorii mei, deci a atins suma de 115,7 milioane dolari SUA. Am avut o mică descreștere în perioada când a avut loc Brexit-ul, deci vorbim despre anii 2019-2020, dar începând cu 2021, după ce a fost semnat acordul bilateral, comerțul dintre țările noastre a avut un trend pozitiv și la moment deci avem acea sumă de 115,7 milioane de dolari. Um,
Dacă este să analizăm evoluția schimburilor comerciale și ne-am axat mai mult pe exporturi, pe partea de produse agricole și produse industriale, aici suntem într-o situație un pic mai diferită decât cea pe care o avem cu alți parteneri comerciali, deci pe, ca și proporție, ca și cotă în exporturile noastre către UE, este ocupată mai, cota mai mare este de export de produse industriale, deci suntem, avansăm cu exportul produselor industriale și exportăm haine, costume, părți, accesorii, fire, deci în situația cu comerțul cu UK suntem înaintate cu exportul produselor industriale, dar și exportul de produse agricole la fel are o parte importantă în acest comerț și la moment vorbim despre 30 de 8 întreg și 21 milioane dolari. Cam așa ar arăta cifrele pe exporturile de produse agricole și industriale către UK din începând cu anul 2018. Deci ne menținem pe această tendință de a avea mai mult exporturi de produse industriale, deci sunt produse cu valoare adăugată și de fapt este și o tendință bucurătoare pentru noi și sperăm că având în vedere semnarea acordului de astăzi și această liberalizare integrală a comerțului cu produse agricole, acest trend se va echivala și vom avea și mai multe exporturi de produse agricole. Top produse exportate, după cum am menționat, deci avem îmbrăcăminte și accesorii, la fel se regăsește în topul produselor exportate și vinul moldovenesc, fructele comestibile, mașinile, aparatele și echipamentele, îmbrăcămintea și accesoriile, instrumente și aparate optice. De fapt, pe această poziție am avut o majorare destul de impunătoare comparativ cu anii precedenți. Chiar 2-3 ani în urmă noi nu exportam deloc această poziție, deci nu exportam instrumente și aparate optice. Acum aceste produse se regăsesc în topul produselor exportate de Republica Moldova. O să mă axez un pic pe prevederile acordului în ceea ce privește produsele agricole și la fel ca și în acordul de CFTA, în acordul cu UK avem acele produse care fac obiectul unui mecanism împotriva eludării. Deci ce înseamnă asta? Asta înseamnă că avem niște cantități maxime pe care dacă le atingem trebuie să demonstrăm partenerilor noștri că suntem capabili să exportăm aceste produse și ele sunt de origine moldovenească, dar nici într-un caz nu ne limitează exportul acestor produse în cazul în care noi avem potențial de export. Este un exercițiu pe care deja îl facem cu Uniunea Europeană și în cazul în care vom avea majorări la exportul acestor produse către UK, o să avem același exercițiu și cu Regatul Unit. La fel, în cadrul acordului nostru sunt acele produse contingentate, despre care a menționat și domnul ministru. Cantitățile care au fost negociate în cadrul acordului, de fapt, vin dintr-o formulă matematică pe care am considerat-o la momentul negocierii acordului cu UK și reprezenta cota parte a importurilor Uniunii Europene, a importurilor UK în Uniunea Europeană. Deci noi am mers pe formula ca să fie calculate acele contingente pe care le avem prevăzute pentru Uniunea Europeană, raportate la 13,3 și 4%, dacă nu mă înșel, cota parte pe care o deținea anume Regatul Unit al Marii Britanii. Cantitățile nu sunt mari, dar din câte vedeți, am reușit să majorăm sau să depășim chiar cota care este conform acordului de 204 tone la cireș, deci 207 tone,
Nu sunt mari într-adevăr cantitățile, dar având în vedere că tendința este una foarte pozitivă și ne dorim foarte mult ca producătorii noștri să înțeleagă că Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este o piață foarte importantă pentru ei. Sperăm că aceste cifre în următorii 2, 3 și deja 5 ani vor fi triplate sau înmulțit cu 10. Deci vă îndemnăm să utilizați această oportunitate și deja acest tabel să aibă cifre mai mari. Următor. Dacă este să analizăm acele 20 produse importate în UK, 20 de poziții de produse importate în UK, din lume. Suntem fericiți să avem și Moldova printre exportatori pe anumite produse și aici sunt băuturile alcoolice, articolele din plastic, instrumentele și aparatele optice și îmbrăcămintea și accesoriile. Deci ne regăsim în exportatorii care formează acel top 20 de produse importate în UK. Și reieșind din ceea ce v-am menționat anterior și având posibilitatea de a utiliza instrumentul ITC Export Potential Map, care oferă posibilitatea să vedem care este acel potențial nevalorificat pentru principalii parteneri sau pentru țările unde ne interesează să ajungem. Deci avem un astfel de calcul care partea mai întunecată arată potențialul care este valorificat și partea mai deschisă arată potențialul care poate fi valorificat de Republica Moldova în cazul în care ne orientăm la export către piața UK. Deci avem potențial nevalorificat atât la produsele industriale, cât și la produsele agricole și din produsele agricole sunt exact acele poziții care au fost liberalizate, pentru care a fost liberalizat importul pentru 5 ani pe piața UK. Vă îndemnăm să utilizați și acest instrument în cazul în care doriți să accesați noi piețe și cred că aici prezentarea se finisează, doar vreau să menționez câteva sugestii pentru import. Deci noi ne-am axat mai mult pentru promovarea exporturilor noastre și de aceea prezentarea este făcută pentru exporturile și posibilitățile pe care le avem de a exporta în această țară. La import avem la fel aceleași contingente tarifare pe care le avem și cu Uniunea Europeană, dar cantitățile pentru aceste produse, deci vorbesc de carne de pasăre, carne de porc, zahăr și produse lactate, cantitățile sunt la fel calculate sau raportate la cele 13 întreg și 4% din contingentul pe care l-am avut cu Uniunea Europeană. Deci vorbim de cantități până la 1000 de tone, la zahăr un pic mai mult de 1000 de tone. Toate aceste cantități sunt prevăzute în acord, le puteți vizualiza, sunt și la noi pe site. Dacă o să aveți nevoie de informații adiționale, noi suntem gata să le prezentăm și încă o dată vă îndemnăm să utilizați această oportunitate și să ajungeți și pe piața UK cu produsele noastre. Dacă aveți careva întrebări la prezentare, sunt gata să vă răspund sau eventual discutăm după sau dacă apar întrebări pe parcurs. Și pentru a avea acele insight-uri sau sugestii direct de la cei care produc și exportă în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, ne-am propus să avem aici, în fața noastră, vorbitori din mediul de business și o să-l invit în scenă pe domnul Nicanor Negru, compania Regina Naturii, care deja a ajuns pe piața UK și ne va spune care au fost provocările, de la ce s-a început și care sunt așteptările dumnealui pentru această piață? Bună ziua la toți, stimate doamna ambasadoare, stimatele domnul ministru și stimați invitați. Mulțumesc pentru posibilitatea de a împărtăși cu voi toți experiența mea și a întreprinderii Regina Naturii, care este producător, procesator și exportator de miere naturală.
Deci istoria noastră a început în anul 2014, anul acesta împlinind abia 10 ani. Totul a început cu înființarea unei stupini de albini, care ulterior, mai departe, a fost dezvoltată într-o mică rețea de producere și pe parcurs am reușit ca să inițiem și careva exporturi. Unul din momentele cele mai importante care vreau să vă-l împărtășesc eu este că investițiile inițiale în cadrul întreprinderii noastre au venit din diasporă, au venit din Marea Britanie, de la fondatorul care astăzi este și partenerul meu de business. Și pe parcursul acestor 10 ani am reușit ca să investim în cadrul întreprinderii noastre peste 2 milioane de euro și am creat, cred eu, cea mai mare și cea mai bine dezvoltată întreprindere din segmentul apicol, care produce și exportă cea mai gustoasă miere din Republica Moldova. Primele exporturi le-am avut în anul 2016, când am reușit ca să amenajăm o mică secție de ambalare, unde am reușit să ne certificăm ISO și să avem posibilitatea de a face exporturi, prima țară fiind România, după care a urmat Polonia, Germania, Olanda, Italia, Franța, recent Cehia și Cipru, Statele Unite. În mare măsură, la moment, exportăm produsele noastre în vrac, dar ne punem dorința și ca scopul pentru perioadele următoare de a exporta produsele în formă finite, ambalate în diferite tipuri și forme, atât pentru consumatori din retail, cât și pentru Horeca, cât și către industria alimentară. Deci avem această posibilitate, avem această infrastructură și credem că ne va reuși, iar Marea Britanie este una din țările sau destinațiile unde avem ca scop ca să pătrundem mai mult. Piața Marii Britanii am reușit ca să o accesăm acum 2 ani în urmă, unde am semnat un acord de colaborare cu o mică rețea și importator, distribuitor din Londra. Până la moment am reușit să facem câteva exporturi, dar ăsta este doar începutul și ne punem o speranță mare în dezvoltarea rețelei noastre comerciale în Marea Britanie, cât și de a stabili careva relații pentru exportul mierii la vrac, deci pentru mari packeri sau ambalatori din Marea Britanie. Ca și unele cifre statistice, pot să vă afirm că la moment, sau cifrele statistice din anul 2023, ne arată că Marea Britanie este cel mai mare importator de miere din Uniunea Europeană, ca stat din afara UE. Deci este o piață foarte mare, un potențial mare pentru Republica Moldova, cât și pentru întreprinderea noastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnul Negru, și o să îl rog pe următorul speaker, domnul Iure Fale, director executiv Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Fructe din Moldova, să vină și dumnealui cu careva informații cum să ajungă producătorii noștri pe piața UK. Mersi. Stimate domnul vicepremier, excelență, stimați colegi, în primul rând vreau să aduc aprecierile din partea sectorului de fructe pentru munca depusă și extinderea pentru 5 ani, pentru că este o oportunitate majoră. Suntem conștienți de faptul că piața Marii Britanii este una matură, care se dezvoltă, piață liberă, concurență, trebuie să te manifesti, trebuie să lupți, trebuie să dobândești, să convingi. Eu o să încerc să trec în revistă câteva
elemente de cum noi, ca sector de fructe, am încercat să pătrundem pe, și în sfârșit am pătruns pe piața Marii Britaniei. Prima încercare de export de mere a avut loc în 2014, când noi exportam preponderent către Federația Rusă. Am exportat primul camion de mere, care până la urmă a mers la procesare, pentru că atunci noi am fost conștienți de faptul că piața are cerințe, standarde și calitate. În decurs, noi, din 2014 până în prezent, au fost efectuate investiții majore în sector. Avem livezi moderne, avem infrastructură de post-recoltare și, iată, ultimii 2 ani zile arată că dezvoltarea relațiilor comerciale cu Marea Britanie duc foloasă pentru, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru consumatorii din Uniunea Europeană. Eu doar o să vreau să fac o mică prezentare ca să înțelegem contextul cum ne aflăm noi, da? Dacă puteți să puneți un slide. Republica Moldova se află în inima Europei. Noi, în contextul care a fost menționat cu războiul de agresiune a Rusiei în Ucraina, logistica către țările tradiționale durează până la 15 zile. Până în Londra avem doar 5 zile. Adică un camion încărcat cu, sau cu produse din Republica Moldova, în decurs de 5 zile ajunge în Marea Britanie, adică este o oportunitate destul de bună. Avem o flotă de camioane destul de modernă, care poate satisface exigențele mai multor potențiali parteneri din Marea Britanie. Avem niște proceduri fitosanitare și vamale destul de robuste și rapid de a fi trecute. Și desigur că noi avem o mulțime de producători care s-au înregistrat întreprindere în Uniunea Europeană și pot face ca comerțul să decurgă mult mai rapid, cu toate că și relațiile directe merg foarte, foarte bine. Dacă o să puteți să puneți următorul slide. Sectorul de fructe din Republica Moldova este unul foarte dezvoltat și putem livra fructe 12 luni. Și dacă ne uităm aici sezonalitatea noastră, 12 luni pe an noi putem livra fructe, noi putem să oferim prunele noastre pentru piața din Marea Britanie, să extindem sezonul de consum, pentru că practic ele sunt ultima lună din vară, adică august și septembrie, dar noi putem oferi chiar până în luna decembrie. Adică avem o alternativă pentru struguri scumpi pe care le procură consumatorii din Marea Britanie de peste mări și țări, le aduc din Peru sau din Argentina sau din India. Noi, la o distanță de 5 zile, putem oferi și avem o experiență foarte bună de a le păstra și a face cele preferințe. Vă rog, următorul slide. Dacă să ne uităm care sunt posibilitatea de a exporta către piața Regatului Unit a Marii Britanii și Irlandei de Nord, noi ne învățăm împreună, pentru că, spunând că este o piață matură, noi ridicăm standardele de calitate care se corespundă exact cu cerințele și specificațiile consumatorilor, pentru că noi înțelegem, pentru a dobândi o piață este un lucru enorm, pentru a pierde este foarte rapid și de aceea noi facem eforturi zi de zi pentru a îmbunătăți ambalajele care se solicită, mai ales în condițiile când noi cunoaștem că majoritatea rețelelor de magazine din Marea Britanie pun accent pe sustenabilitate și pe economie circulară și pentru protecția mediului și ajustarea la schimbările climatice. Noi împreună cu ei dezvoltăm noi tipuri de ambalaje care să fie conforme și desigur că deja pentru mai mulți producători și exportatori din Republica Moldova, noi certificările care sunt solicitate de către piața Marii Britanii, cum ar fi British Retail Consortium, da? Adică BRC, IFS-ul, acestea sunt niște lucruri care deja sunt cunoscute. Dacă cu 2-3 ani în urmă erau careva, adică nu erau cunoscute de sector, acum deja majoritatea nu numai că cunosc ce înseamnă, dar cum trebuie să ajusteze practicile ca să le să fie certificat cu astfel de lucruri. Noi scurtăm lanțul de aprovizionare. Adică v-am zis că avem o flotă de
camioane, avem exportatori experimentați, avem produse de calitate și conforme standardelor. Și dacă o să discutăm puțin despre comerțul cu fructe din sau n-o să mă repet, pentru că și domnul vicepremier și doamna Cristina au menționat, acestea sunt niște fotografii din piețele Uniunii Europene, încă sunt robuste sau încă noi suntem la etapă de stabilire a relațiilor mai profunde cu rețelele de comerciale ca să le vindem direct. Acestea sunt din piețele Angro, care încă joacă un rol foarte important pe piața de fructe fresh în Marea Britanie și lucrăm cu importatori care sunt și livrează către Horeca sau către comerț stradal, dar noi vedem o creștere organică. Da? Cum noi pătrundem încetişor pe piață, dacă în 2022 noi am vândut 171 de tone în total pe două categorii de produse, în 2023 noi deja avem 1074 de tone pe patru produse, patru categorii de produse, și avem niște creșteri semnificative. E clar că cifrele, când le facem la sunt destul de mici comparativ cu potențialul pe care noi îl avem. Și noi ne bucură că s-au eliminat acele limitări care există. Și iată, 2024 până la 1 mai, noi vedem că avem o chestie promițătoare. Noi suntem o asociație a producătorilor și exportatorilor de fructe care înglobează peste 240 de producători și exportatori profesioniști. Și aceste prevederi, acestui acord care este astăzi semnat, va fi adus la cunoștință tuturor membrilor și chiar următoarele, în luna iunie, noi o să avem o misiune comercială a exportatorilor noștri, unde se vor întâlni cu potențiali clienți din Marea Britanie, ceea ce ne bucură. Și pe această cale vreau să apreciez suportul ambasadei Marii Britanii sau Regatul Unit și Irlandei de Nord din Republica Moldova și a ambasadei noastre în Marea Britanie. Următorul slide. Câteva cuvinte despre asociație, ca să cunoașteți, noi suntem un punct de legătură pentru comercianți inclusiv din Moldova și alte țări cu care noi vrem să stabilim parteneriat în cazul dat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Noi suntem prezenți la principalele târguri internaționale în domeniul fructelor, unde facem, unde vin toți profesioniștii, da, pe sectorul, și eu sper că aceste poziții sau șapte poziții și acelelalte care au fost menționate o să fie un bun prilej pentru a extinde relațiile comerciale. Și desigur că suntem la dispoziția comercianților din Marea Britanie să îi găzduim aici, să vadă țara noastră și să guste din fructele noastre. Vreau să la sfârșit să menționez că nu numai noi vrem să vindem, dar vrem și ei să vină la noi cu diferite tehnologii. Spre exemplu, pe noi ne bucură faptul că în Marea Britanie este un bun business cu cidru de miere. Da? Și exemplul lor și investițiilor ar fi preferabile pentru noi, că avem mere bune care ar putea să fie exclusă și am oferit și noi consumatorilor o oportunitate să guste din cidru moldovenesc. Și la sfârșit vreau să vă mulțumesc încă o dată din numele membrilor asociației pentru efortul depus și vă asigurăm că nu o să stăm cu mâinile sub soară, dar o să ne apucăm de lucru și o să lucrăm. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Fală. Dacă sunt careva întrebări, dumnealui o să mai fie prezent aici în sală, dar dacă sunt deja, v-ați gândit la careva întrebări, vă rog să le oferiți. Eu, ca să concluzionez, vreau să zic că cadrul legal, cadrul normativ, un acord foarte bun există. Avem acea prelungire pentru următorii 5 ani, care exclude absolut toate limitările cantitative. Avem un acord care prevede tot ceea ce ține de condițiile SPS, bariere, și sunteți cunoscuți toți cu aceste condiții pentru că sunt preluate din acordul de asociere de CFTA.
Vă îndemnăm să utilizați la maxim această posibilitate, această oportunitate. Avem un dialog extrem de bun cu partenerii noștri din Ministerul Comerțului din UK. Un dialog excelent cu Ambasada Regatului Unit în Republica Moldova. Și la fel avem ambasada noastră cu atașat comercial în Londra. Dacă sunt careva întrebări, aveți nevoie de contacte, vă rog frumos să ne contactați, să ne informați și noi o să facem tot posibilul să vă ajutăm să fiți prezenți pe piața UK, pentru că produsele noastre merită să fie și pe aceste piețe. Produsele noastre sunt calitative, au un gust extrem de deosebit și ne dorim foarte mult să fim cunoscuți, nu doar în țările cu care facem comerț de mulți, mulți ani de zile, dar și pe piețele noi de desfaceri. Vă mulțumim încă o dată pentru acest eveniment, pentru că fără el, cred că nu ar fi la fel de frumos și vă îndemnăm încă o dată, dacă sunt careva întrebări, contactați-ne, noi suntem aici să vă ajutăm. Domnul ministru, doamna ambasadoare, vă mulțumim foarte mult pentru prezență și pentru implicare. Mersi. Dacă vor fi careva întrebări din partea mass media sau poate deja ați avut posibilitatea să comunicați cu ei, cred că vom...